Cum vă numiți? Sunt Ronia Aleta. De unde sunteți? Din Ialomița. Câți ani aveți? Destul de mulți, 67. Da. Cum ați ajuns să auziți de noi? Păi, datorită reclamei pe care am găsit-o pe internet și mi s-a părut un proiect serios și am încercat să ajung la dumneavoastră, să văd despre ce e vorba. Și așa am înțeles că pot să ajung la serviciile dumneavoastră. Sunteți mulțumiți de echipa clinicii online? Nu mulțumită, super mulțumită! Și dar Dumnezeu să ajung așa la toată lumea, eu am să fac o reclamă, sau toată lumea să se audă de această firmă, să fie ajutată, cum am fost eu ajutată. Ce v-a plăcut cel mai mult la Cluj? Felul special în care se acționează rapid în direcția bolnavului. Este dus, este ajutat cu toate problemele lui care le are și asta contează extrem de mult. După aceea nu mai vorbim de partea cealaltă psihologică care a fost nemaipomenită. Pregătirea aceasta sufletească a fost extraordinară și nu știu cum să zic, n-am mai întâlnit așa ceva. E o experiență uiți de boală, uiți de toate. Chiar sunt extrem de mulțumită. Este incredibil ce se întâmplă. Să dea Dumnezeu să preia cât mai multă lume acest proiect. Că e fantastic pentru România. Românii au nevoie de un astfel de ajutor. Nu întâlnim în România aceste proiecte. Eu sunt șocată. Toată lumea mă întreabă, Doamne, dar cum? Cum ai ajuns acolo? Că e bine, cum ai ajuns? Uite așa bine. Am găsit pe internet și am interacționat cu domnii de acolo și așa am ajuns acolo, unde zic că Dumnezeu m-a trimis. Ce spuneți de medicii de la Cluj? Despre medicii de la Cluj? Cred că nu există termen de comparație. Sunt fantastici, lucrează împreună. Deci, nu am cuvinte să explic comportamentul medicilor de la Cluj. Aici am primit toată asistența umanitară și medicală și tot ce se poate face pentru pacient. Fantastic! Nu știu, parcă zic că am fost în Occident, nu în România. Care medic v-a lăsat urme în sufletul dumneavoastră? Doamna Renata, pe care am cunoscut-o prima dată, însă a făcut turul tuturor laboratoarelor, a obținut toate rezultatele, însă a făcut absolut totul pentru mine. Incredibil cât de repede s-au mișcat acești medici. Fantastic! Și asistenți, și toți. Este o situație nemaivăzută. Pentru mine, cel puțin. Niște oameni perfect pregătiți, perfect, cum să zic eu, știu să se comporte cu pacienții, își fac treaba. Minunat! N-am întâlnit în București, eu am fost în București. În București e diferență că avea până la cer, la Cluj. Să vină toată lumea la Cluj, pe toți îi să vină aici. Ce excursii v-au plăcut la Cluj, la Boca? Vai, ce să mai zic? Asta a fost primul moment când am venit în Cluj. Eu iubesc foarte mult florile și am ajuns în grădina botanică. Acolo m-a fascinat totul. Fantastic! A fost nemaipomenit de frumos. După aceea am vizitat și alte locații unde la fel am luat surpriză, am văzut panorama orașului Cluj de sus, care m-a impresionat profund. La noi zona este de câmpie aici, relieful fiind în altfel. Ce să vă zic? A rămas cu gura căscată. Nu m-am mai... L-am petisit pe domnul Dan Avran. Atât am bălăvrăgit și adică așa ceva frumos n-am mai văzut. Ce mâncare v-a plăcut la Cluj? Ce să spun? A fost o mâncare superbă. Se gătește altfel decât în zona mea de câmpie, dar eu sunt o femeie care apreciez toate mâncărurile și eu mănânc toate mâncărurile. Și ce să vă spun? Minunat! Tot a fost ca la carte. Varza la Cluj vă place? Că aș mânca cât de mult, acum nu știu cât o să mai permită tratamentul să mai mănânc. Aș mânca până nu se poate, a fost minunată și varza la Cluj. Vă mulțumim frumos! Cu mare plăcere v-am dat acest interviu. Să vadă toată lumea cât de bine a fost aici. Venim de la Cluj și ne-am oprit aici la Brașov, la o păstrăvărie. Servim masa. Domnul Dan de la clinica online a fost atât de amabil și dorește să ne servească cu o masă de pește.
și îi mulțumesc pentru asta. E un domn extraordinar, e foarte afectiv cu pacienții și asta contează foarte mult. Îi mulțumesc! E o masă copioasă, o masă, nu știu dacă putem mânca cât avem aici. E un peisaj splendid aici, este atât de minunat. Ce să vă mai spun? Vă doresc succes în continuare în compania dumneavoastră, în ce vreți dumneavoastră să faceți pentru pacienți. Asta e minunat și am să distribui și am să informez pe toți că se întâmplă ceva minunat în România și e un mare lucru ca un pacient care e degusolat și e terminat în toate problemele și i-a ajutat, e mare lucru. Doamne ajută că am ajuns acasă. Ai deschis poarta deja. Portiți la noi, la fundata. Hai, deschis-o.